Dar asta după ce se usucă, dacă faceți cu tempera sau cu acrilice, dacă faceți cu carioci, puteți să colorați imediat după ce ați finalizat petalele. Da? Și tu? Colorează tot? Tot ai colorat. Mai am. Bun. Dacă vrei să faci mijlocul, Rebecca, uite aici ai galben. Ia portocaliu, de fapt. Folosește de aici. Așa arată oul pentru cei micuți și opțional puteți să folosiți și galben pentru mijloc sau pentru soare, și pentru soare sau verde. Acesta este oul pentru cei micuți. Acum voi face pentru cei mai mari și mai iscusiți și care stăpânesc bine creionul în mânuță, cu siguranță, voi face gata. Rebecca, voi avea din nou două ajutoare. Haideți! O să vedeți și mânuțele lor. O să meargă simplu, doar decorativ, pentru că noi deja avem ouăle. Hai, Iulia! Noi avem deja ouăle colorate. Voi folosi o cariocă mai subțire și vom face, vă mai arăt din nou, acest desen în care avem crucea, opa, așa, stilizată, da? Vom folosi linii și linii curbe, linii drepte. Bun. Dar încercăm de data asta pe roșu, pentru că este mai puternic și, bineînțeles, este simbolul sângelui lui Isus. Bun. Ce vom face? Vom împărți prima dată oul în două jumătăți. Trasăm cât putem, cum putem. Acum, normal ne-ar fi trebuit mai mult timp, deci o să mergem pe schiță, iar la final se poate face în așa fel încât să mai, în caz că mergem puțin mai strâmb, să mai îngroșăm, să mai acoperim culoare, în caz că se mai întâmplă să dăm, să nu iese liniile perfect drepte. Am împărțit în două jumătăți și acum vom folosi două dreptunghiuri subțiri, care se intersectează cu alte dreptunghiuri mai micuțe. Haideți să facem. Da? Se vede ce fac eu? Da, da, este perfect, se vede foarte bine. Vedem ce fac și copiii din atelier, cum lucrează. Da. Vedem ce fac și copiii noștri de acasă, elevii, lucrează de zor, cu zor. Și vrem să dorim să amintim că dacă nu se încadrează și nu vor termina până la sfârșitul evenimentului, nu este nicio problemă. Vor termina acasă după eveniment și aș vrea să reamintesc că aș dori să primesc pe Messenger să-mi trimită cu toții fotografii cu felicitările și ouăle pe care le-au vopsit pe Messenger sau la profesorii coordonatori. Mi le vor trimite. Vom face un album foarte frumos cu toate lucrările din cadrul realizate de copii în cadrul acestor ateliere de astăzi. Acum, urmează dreptunghiurile mai micuțe care vor intersecta cele două dreptunghiuri suprapuse care au format o cruce. Da? Se vede? Și mai trasăm o linie orizontală, paralelă cu dreptunghiul mare de jos, la fel și în partea cealaltă. La toate colțurile mai formăm niște dreptunghiuri micuțe care la rândul lor
formează o cruce mică. Da? Perfect. Acum, după ce am făcut partea asta, asemenea o să facem și în partea cealaltă, dar să terminăm prima parte, prima jumătate a oului. Vom merge, lăsăm liber, deci nu hașurăm pătratul format la colțuri. Da? Vom hașura în direcții diferite. Uitați așa. Țin să menționez că ceea ce facem noi este colorat, decorat o oală modern, dar cu inspirație din folclor, din tradiția noastră. Da? Bun, în partea cealaltă hașura va fi opusă. Da? Suprapunem în centru. Cât timp suntem în proces de creație aici și în Condiem Ouă, sugerez și din partea Bibliotecii Județene Iași, toate fotografiile elevilor participanți la această activitate astăzi vor fi expuse într-o expoziție online care o să ruleze fiecare fotografie pe pagina web a bibliotecii, pagina Facebook a bibliotecii, așa încât lucrați frumos, cu grijă și spor la treabă. Acum o să vă trimitem. Acum vom decora puțin crucea cu niște spirale care se vor întâlni în dreptul fiecărei aripi a crucii. Wow, sper că nu mă las acum, Carioca. A terminat de la mine, deci cu Carioca să mă împrumute, că a mea m-a lăsat liberă. M-a părăsit Carioca. Ce să facem? Am reușit. Da? Cam așa arată prima jumătate a oului nostru. Ia să văd al voastre copii. Bun. Și trecem și la partea cealaltă. După care eu am să rog elevii mei să vină la final cu ouăle lor. Cei care au ținut ritmul cu mine sau poate m-au întrecut deja. Ei deja primind desenul. Cine trebuie să dea explicații? Se mișcă mai repede. Da? Repetăm aceleași figuri ca și în prima parte. Dacă timpul o să-mi permită, asta este. Am să pun, nu doar negru, pe unele părți ale crucii noastre, la colțuri, am să pun alb. Opa! Se mișcă. Nu mișcați masa, copii. Din nou, hașurăm. Uite aici ce un nou frumos. Bravo.
Bun. Dark. La mine e puțină liniște că se concentrează. Și aici se concentrează toți copiii, este liniște, nu-i așa, copii? Fă concentrați. Ia să vedem ce ați realizat până acum. Arătăm puțin la ecran. Wow, ce minunat! Haideți să vă Bravo! exact, să vedem foarte frumos. Văd și lalele. Da, florile sunt la alegere. Eu am ales un model simplu să pot să mă încadrez în timp. Că Ați înainte de a alege acest model, m-am cronometrat și am înmulțit timpul conform copiilor, cum lucrează ritmul lor. Bun. Acesta este desenul final. Ce putem să facem? Am spus, hai că colorez acum. Ia că o elevă de-a mea mi-a luat-o înainte. Uitați cum arată ouășorul ei. foarte frumos. Se mișcă. Nu atinge masa că se mișcă camera. Se vede, se vede, se vede. Sunt minunate, într-adevăr, minunat. Copii, care ați terminat? O le veniți aici cu ele și să arătăm la cameră. Eu îmi decorez interiorul. Da. Și ce ați făcut în plus ca să nu vă plictisiți? Nu, lasă mai jos și toată lumea pune așa. Okay. Asta e munca pe lângă ce au făcut împreună aici. Am făcut împreună. Au mai lucrat în plus să nu se plictisească. Și Foarte aceasta frumos, este munca minunat. copilașilor din atelier. Mulțumim, copii, foarte frumos. Mulțumim, copii, că astăzi ați fost alături de noi. Haideți să vedem ce ați făcut voi până acum. Ați terminat ouălețele? Dacă nu le-ați terminat de vopsit, le putem termina după ce încheiem evenimentul, nu? Cam așa arată oul nostru. Nu știu dacă se mai vede. O secundă. Am pus doar un pic de decor. Da. Pentru că în timp ce eu o desenam și mă uitam și la ai mei să văd cum lucrează, înseamnă că o să mă întreacă și mă bucur. Mă bucur că o să fie mai bun decât mine în ale artelor, cine urmează. Acum mut camera de pe măsuța mea de lucru, să mă vedeți pe mine. Sper că v-a plăcut, sper că m-am încadrat cât de cât în timp. Puțin am depășit, dar... A fost minunat, a fost minunat. Aveți. Eu am un ou simplu aici. Copiii, dacă au făcut lalele sau altceva, bravo copiii, văd și eu acolo câteva. Super, uite ce frumos! Super! Bravo! Eu vă dau like. Eu cu ai mei copii dăm give me five, adică batem palma. Acum batem palma și vă arăt așa un like. Îmi place ce ați făcut. Am preluat termenul. Și oul pentru cei care sunt mai avansați, mai mari și au avut curajul să lucreze, unde modelul folosit este o cruce stilizată, dar puțin materiale moderne și lucrat mai așa. Să ne încadrăm. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Așteptăm o urare din partea dumneavoastră de Paște pentru elevi, pentru copii, pentru Vă părinți. urez un Paște fericit, liniștit și să scăpăm de pandemia asta pentru că ne-a dat peste cap toată viața și o trebuie să ne reorganizăm și mai ales să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine și cu alte ocazii. Mulțumim și noi, a fost alături de noi la atelierul de pictură doamna profesor Cristina Claudia Lihăt de la atelierul Culoare din Culoare, sunt Nicolau Mare din județ.